Ziua bună, dragii noștri, iată ne-a adus Dumnezeu cu bine în casele dumneavoastră, astăzi în Sfânta Zi de Duminică și în Sfânta Zi de Rusalii. Ne bucurăm că ne-ați primit la fel ca de fiecare dată, cu brațele deschise și cu multă căldură, nu căldura de afară, ci căldura sufletelor dumneavoastră și, prin urmare, ne-am străduit și noi să aducem goști de fală în Cuina, din Vest TV regional. Prin urmare, garantez că veți petrece 2 ceasuri și jumătate de această dată, pentru că iarăși am început un pic mai târziu, dar nu-i bai, vă garantăm bună dispoziție și atmosferă pe măsura sărbătorii mari pe care o petrecem astăzi. Dacă petreceți alături de noi, bucuria este cu atât mai mare. Haideți așadar să trecem la prezentarea invitaților și le mulțumesc tuturor că sunt astăzi alături de noi și alături de dumneavoastră. Îi mulțumesc în primul rând celei care vine de la cea mai mare depărtare față de invitații ceilalți din emisiunea de astăzi și îi spun bun venit Mariei Coman din Maramureș. Bună ziua și bine v-am găsit și dați-mi voie să vă salut și cu salutul nostru din Maramureș, lăudăm pe Iisus. Mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc lui Nelu, colegului meu, pentru că... El e vinovatul principal pentru prezența ta aici. Da, în cu mare drag. Să aici alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră. De unde mai exact din Maramureș vine Maria Coman? Din Moisei, dintr-un loc binecuvântat de Dumnezeu, un loc frumos, cu oameni harnici, gospodari, ca și aici, bineînțeles. Pentru că proprietarul postului nostru de televiziune, domnul Valer Blidar, este din zona Maramureșului, sunt convins că se uită în acest moment la noi și iubește foarte, foarte mult plaiurile natale și cu atât mai mult obiceiurile din zona Maramureșului. Îi dedicăm întreaga emisiune și în special piesele pe care tu astăzi o să le interpretezi. Bineînțeles, să se dedicăm toată emisiunea din această zi și horile mele aduse de acolo din Maramureș. O altă interpret dragă nouă, din păcate astăzi doar cu 2 piese, pentru că se grăbește să plece la o altă manifestare, Flavia Grozav. Bună ziua, bun găsit tuturor, vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Ce să zic, sperăm să fie pe placul dumneavoastră și a telespectatorilor noastre și vă dorim vizionare plăcută alături de noi. De asemenea, îl salut pe bunul meu prieten și al dumneavoastră, bineînțeles, același neobosit Nelu Barna. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Acum neobosit am spus în ghilimele pentru că să-l fi văzut cum a suflat după ce a urcat 4 etaje, dar nici eu n-am făcut mai... Doamne, îți mulțumesc că sunteți la parter. Da, avem și un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua, domnul Ion, vă salut și eu cu mult drag pe dumneavoastră și pe invitații dumneavoastră. În primul rând doresc să le urez multă, multă sănătate, sărbători fericite. În al doilea rând dumneavoastră, între colectivului VSTV, sărbători fericite, multă, multă sănătate, un sincer și călduros la mulți ani. Iar în al treilea rând, o duminică cât mai plăcută tuturor. Adriana de la Cristur, Hunedoara, ne bucurăm că te-am auzit. Prin urmare, nu o să mai citesc mesajele de la tine, am avut și mesaje, așa că dacă ai reușit să intri în direct cu noi, ai transmis tu pe această cale ceea ce aveai de transmis. O să fac și un anunț, pentru că se apropie ora la care începe un festival mândru și frumos. La Primăria și Consiliul Local Bârsa anunță că împreună cu Asociația Culturală Aldeșteana din Aldești, organizează duminică 19 iunie de la ora 15 la Căminul Cultural din Aldești, Festivalul Cântecului, Jocului și Portului Popular, la Izvorul Dorului. Participă soliști vocali, formații de dansuri populare și ansambluri folclorice din județele Arad, Bihor, Timiș, Maramureș, Hunedoara și Caraș-Severin. Prezintă programul prietenul nostru Todor Coraș, care este și directorul festivalului. De asemenea, manifestarea se deschide cu Parada Portului Popular, iar parteneri media sunt Radio Timișoara, Vest TV Regional, TV Arad, Jurnal Arădean și Glasul Aradului. Așa că, dragii noștri telespectatori, după ce ați gătat de prânzit, dacă nu vreți să stați în fața televizoarelor, aveți posibilitatea să mergeți la Căminul Cultural, la
Aldești, nu? Așa, să urmăriți acest festival al cântecului și jocului popular la izvorul Dorului. Mulțumim lui Todor Coraș pentru acest anunț. O rog pe Maria să se pregătească pentru prima intervenție muzicală din emisiunea de astăzi. Așadar, dragii noștri telespectatori, pentru că este o mare sărbătoare astăzi, sărbătoarea Rusaliilor, mă gândesc că ați terminat până la această oră cu prânzul, așadar instalați-vă confortabil în fotolii și urmăriți programul nostru. Sunt convins că vă va face mare plăcere. Prin urmare, pornim la drumul cântecului popular moroșenesc alături de Maria Coman. Bujori, măi, dorule, dorule, îți mamă la doi feciori, măi, dorule, dorule. Două flori dintr-o grădină, dor, doruțule, doriți din a mea inimă, dor, doruțule. Bine, măi, dorule, dorule, m-am rugat lui Dumnezeu, dor, doruțule, să-mi apere de rău, dor, doruțule. Îngerunche, când m-am pus, măi, dorule, dorule, m-am rugat celui de sus, măi, dorule, dorule, să-mi ție sănătoși, dor, doruțule, să-mi crească mari și frumoși, dor, doruțule. Numai atunci când mamă ești, măi, dorule, dorule, în lume că trăiești, măi, dorule, dorule, Dumnezeu îți dă putere, dor, doruțule, să treci peste multe răle, dor, doruțule. M-ai rugat Domnului Sfânt, măi, dorule, dorule, să mă ție pe pământ, măi, dorule, dorule, să-mi văd la casa lor, dor, doruțule, după aceea pot să mor, dor, doruțule, și pot muri liniștită, dor, doruțule, că-am fost în viață împlinită, dor, doruțule. Cute inima spune câte zrele, câte zbune. Iar cute inima spune câte zrele, câte zbune. Câte zbune, câte zrele, și cum să trec peste ele. Câte zbune, câte zrele, și cum să trec peste ele. Eu pe cel bun și pe cel rău, măi, camu am văzut și eu pe cel bun și pe cel rău, măi, pe cel ce mă dușmănie și pe cel ce mă iubie, pe cel ce mă dușmănie
și pe cel ce mă iubie. Nu pot fi pe plac oricui și nici dragă oricui mă. Nu pot fi pe plac oricui și nici dragă oricui mă. La tot omul nu îi place, oricât de bine aș face. La tot omul nu îi place, oricât de bine aș face. Făcut, în față mi-o mulțumit mai. Dacă bine le-am făcut, în față mi-o mulțumit mai. În față mi-o mulțumit, pe la spate m-o grăit. În față mi-o mulțumit, pe la spate m-o grăit. Rabdă și pătăte ele iartă. Da, inima mult e rabdă și pătăte ele iartă. Ca și inimioara mea face și ce nu-i chignie. Nu știu cât ea mai răbda și cât ea îndura. Ca și inimioara mea face și ce nu-i chignie. Nu știu cât ea mai răbda și cât ea îndura. Mândru tare ne-ai cântat, Maria dragă, felicitări. Trebuie să recunosc că nu am cunoscut repertoriul tău până astăzi. Foarte frumos. Sunt curios să știu. Am discutat, trebuie să mărturisesc telespectatorilor noștri câteva lucruri înainte de a începe emisiunea. Mă gândesc că nu e un secret că ai umblat un pic și pe dincolo. Ai cântat acolo pe unde ai umblat, în zările albastre? Am cântat, dar foarte puțin, pentru că așa a fost să fie, să muncim. Ne-am dedicat foarte mult muncii. Eu mă bucur că v-ați întors și acum te-ai dedicat cântecului popular. Este în totalitate, un lucru deosebit. 100%. Pentru m-am că... dedicat în ultimii 2 ani de zile. Sunt foarte... intens. Foarte bine. Felicitări. Felicitări pentru că faci bine ceea ce faci și continuă pe drumul cântecului popular, pentru că e păcat să nu valorifici așa un dar pe care ți l-a dat Dumnezeu și pe care, dacă îl împărtășești și cu alții, este cu atât mai bine. Cu siguranță și mă rog bunul Dumnezeu să mă ție sănătoasă, în putere și să pot să cânt și să-mi cânt sufletele și inimile tuturor. Înainte de a-l ruga pe Nelu Barna să aibă prima intervenție muzicală, sigur ai și tu de făcut dedicații celor dragi. Te ascultăm, Nelu. Da, vreau să fac o dedicație specială pentru DJ-ul meu cu care colaborez la nunți. Ce înseamnă DJ? La noi, la noi la țară, la noi la țară nu cunoaște. Care bagă muzică de tot felul. Notaș că e bine atunci. Da. Pentru Ciprian Burcă, din partea soției și din partea fetiței, care marți o să împlinească o frumoasă vârstă. Să trăiască la mulți ani din partea noastră, toată emisiunea. Doamne, dă-le sănătate. Nelu, dragă, te rugăm să te pregătești pentru prima intervenție. Între timp aș vrea să fac și eu o dedicație unui trăușan, să zic așa, de născare, se numește Cornel Popelian. Nu l-am cunoscut de foarte multă vreme, dar este un om de nădejde, ca și toată familia lui. Am cunoscut mare parte, de fapt toată, pot să spun acum, familia lui și toți sunt oameni de nădejde. La fel este și el. Îl salut pe această cale. I-am promis cu câteva zile în urmă că îi fac astăzi dedicație în emisiune, pentru că m-a asigurat că la toate emisiunile noastre se uită. Așa că, dragă Cornele, să-ți țină Dumnezeu năravul. Știu că îți place tare mult muzica populară și petrecerea până la urmă. Așa că ai ocazia și astăzi să petreci alături de noi. De această dată, ascultându-l pe Nelu Barna cu primele două piese din emisiunea de astăzi. Nelu Barna.
sufletul greu și umblu prin lume să adun uleu, ca să-mi fac avere, să ajung bogat. Dar în suflet, Doamne, nu mi-e să-mi păcat. Am plecat străin cu sufletul greu și umblu prin lume să adun uleu, ca să-mi fac avere, să ajung bogat. Dar în suflet, Doamne, nu mi-e să-mi păcat. Străinătate, dacă ai ști, gându-o tot acasă mi-i, și oricât bani aș avea, nu mi-a lină inima, nu mi-a lină inima. Străinătate, dacă ai ști, gându-o tot acasă mi-i, și oricât bani aș avea, nu mi-a lină inima, nu mi-a lină inima. La mine loc nu am avut și colind pământul ca un om pierdut. Gândești că la zile nu le mai știu rândul, iar anii îmi zboară mai uite ca gândul. Acasă la mine loc nu am avut și colind pământul ca un om pierdut. Gândești că la zile nu le mai știu rândul, iar anii îți zboară mai uite ca gândul. Străinătate, dacă ai ști, gându-o tot acasă mi-i, și oricât bani aș avea, nu mi-a lină inima, nu mi-a lină inima. Străinătate, dacă ai ști, gându-o tot acasă mi-i, și oricât bani aș avea, nu mi-a lină inima, nu mi-a lină inima. Mă-ntreabă acasă când vin, că-i multă vreme de când sunt străin. Eu la toți le-am spus, aș veni și mâine, dar aici banul de mulți ani mă ține. Prietenii mă-ntreabă acasă când vin, că-i multă vreme de când sunt străin. Eu la toți le-am spus, aș veni și mâine, dar aici banul de mulți ani mă ține. Străinătate, dacă ai ști, gându-o tot acasă mi-i, și oricât bani aș avea, nu mi-a lină inima, nu mi-a lină inima. Străinătate, dacă ai ști, gându-o tot acasă mi-i, și oricât bani aș avea, nu mi-a lină inima, nu mi-a lină inima. Acasă, acolo departe, viața nu-i frumoasă. Să te uiți de tot, străinătatea mare, că în tine viața nu mi-a fost ușoară. O veni și vremea să mă întorc
port acasă. Acolo departe viața nu-i frumoasă. Să te uiți de tot, străinătatea mare, că în tine viața nu mi-a fost ușoară. Străinătate, dacă ai ști, gândul tot acasă mi-i. Și oricât bani aș avea, nu mi-a lină inima, nu mi-a lină inima. Străinătate, dacă ai ști, gândul tot acasă mi-i. Și oricât bani aș avea, nu mi-a lină inima, nu mi-a lină inima. Din câte fete pe lume, te-am ales numai pe tine, tu te joci cu viața mea. La început ai fost fioasă, iar acum te vezi frumoasă și tot timpul ai vrea altceva. Și tot timpul ai vrea altceva. Fetezi pe lume, te-am ales numai pe tine, tu te joci cu viața mea. La început ai fost fioasă, iar acum te vezi frumoasă și tot timpul ai vrea altceva. Din câte fetezi pe lume, te-am ales numai pe tine, tu te joci cu viața mea. La început ai fost fioasă, iar acum te vezi frumoasă și tot timpul ai vrea altceva. Fată înșelătoare, cu tine eu nu mai am răbdare. Aș fi băgat mâna-n foc, am strigat în orice loc, tu ești pentru mine un noroc. Dar nu mai știu ce să cred, astea mâine te pierd, te rog nu mă face să regret. Te joci cu viața mea, nu mă vrei, lasă-mă-n pace. Prietenii-mi spun să te las, că mi-aduci numai necaz, dar eu te iubesc și n-am ce face. Azi ești bună, mâine rea, și te joci cu viața mea, nu mă vrei, lasă-mă-n pace. Prietenii-mi spun să te las, că mi-aduci numai necaz, dar eu te iubesc și n-am ce face. Fată înșelătoare, cu tine eu nu mai am răbdare. Aș fi băgat mâna-n foc și-am strigat în orice loc, tu ești pentru mine un noroc. Dar nu mai știu ce să cred, astea mâine te pierd, te rog nu mă face să regret. Dacă pleci să minți frumos, să-mi spui că vrei altă viață. Tu îmi spui că mă iubești, doar pentru mine trăiești, Doamne cât ești tu de hoață. Te-aș ruga cu glas duios, dacă pleci să minți frumos, să-mi spui că vrei altă viață. Tu îmi spui că mă iubești, doar pentru mine trăiești, Doamne cât ești tu de hoață. Fată înșelătoare, cu tine eu nu mai am răbdare. Aș fi băgat mâna-n foc și-am strigat în orice loc, tu ești pentru mine un noroc. Dar nu mai știu ce să cred, astea mâine te pierd, te rog nu mă face să regret.
Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, alături de invitații noștri de astăzi și cu scuzele de rigoare la începutul emisiunii, din grabă, din entuziasmul că ne revedem, iată, într-o zi de frumoasă sărbătoare, n-am prezentat dansatorii. Dansatorii, este vorba de ansamblu Crăișorii Moților de la Tisa Nouă, susținuți din toate punctele de vedere de familia Budea. Să trăiască cu toții, să aibă parte de zile frumoase, atât de frumoase cel puțin ca și ei, toți mândri și frumoși, talentați și bine dispuși de fiecare dată când vin în emisiunea Hora Mare la Vest TV Regional. Așadar, faptul că se creează o atmosferă deosebită în platou astăzi este și datorată lor, dansatorilor de la Crăișorii Moților. Urmează să o ascultăm pe Flavia cu prima intervenție, prima și ultima, din păcate, din emisiunea de astăzi. Flavia, dacă ai de făcut cuiva dedicații, te ascultăm. Sigur că da, aș vrea să dedic melodiile pe care eu le voi interpreta în această zi frumoasă de sărbătoare bunicii mele, mama Leana, cum îi spun eu, și tuturor cunoscuților și tuturor prietenilor mei, ai noștri. Le dedic aceste mama melodii. Leana se uită la noi acum. Sigur că se uită. O salutăm și noi pe mama Leana de la Suvârșin. Să trăiască, să-i dea Dumnezeu sănătate, o femeie deosebită și merită pe deplin dedicația și respectul pe care îl porți. Te rugăm, Flavia, să te pregătești pentru intervenția de care spuneam. Avem și un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Ziua bună, Bagioane! Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat. Imi de la Reșița, ne bucurăm tare mult să fii și astăzi alături de noi. Și dumneavoastră cu întreaga zonă pe care o păstoriți și cu Flavia și cu ceilalți soliși din Maramureș și cu domnul Nelu Barna, vă mulțumesc din suflet că au avut puterea răbdării să vină într-o frumoasă sărbătoare în soba mare a vestului de țară din Arad, de aici din Caraș-Severin, vă salut. Și aici avem multe rugi nedei, precum se știe ca peste tot. La mulți ani celor care poartă nume de Rozalia, Rusalin și așa mai departe, că în calendarul ortodox e sărbătoare, bineînțeles. Multă sănătate, fericire unei colege de ale mele, Zorina Ecaterina Miclău, din Prigor de Caraș-Severin, în 17 a avut ziua de născare. Fericire, tot binele din lume. De asemenea, la mulți ani tuturor celor care își vor purta ziua de nume de sânziane. Azi mâine va fi și aia pe vinerea. De asemenea, vă salut pe dumneavoastră toate colegele, colegii de la Vest TV Regional Arad, împreună cu toată echipa asta noastră care sunăm emisiune de emisiune. Se știu ei toți că nu mai amintesc să se supere bonul că i-am uitat. Bagioane, dumitale familiei, multă sănătate, fericire și să nu închei, să nu cumva să mă zoit la mulți ani azi maestrului Petrică Moise, care are ziua de născare, sănătate, fericire și tot binele din lume. Vă țug de nu vă vedeți, Doamne ajută la dăbine să ne mai auzim cu drag. Mulțumim de intervenție. Mulțumim tare mult, Imi, la mulți ani și din partea noastră maestrului Petrică Moise și dacă amintiți mai devreme de sânziene, am și eu o sărbătorită în familie în ziua de sânziene, este vorba de soția mea. Adine, îi spun la mulți ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie la fel de bună cu noi, că merităm. Și tuturor celor care poartă nume de Ion, ca să mă întorc acum și la mine și la fratele Nelu, pentru că la sânziene, așa și la Nelu Păpușa, da, pe Nelu nu l-am prezentat, că nu l-am văzut până acum, dar vine rândul și lui. În ziua de sânziene, de fapt, este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, nu, domnul Nelu? Am dreptate. Totodată, în ziua de sânziene, este și hramul bisericii de la Toc. Tuturor locuitorilor satului Toc, să le dea Dumnezeu sănătate și lor și multă, multă bucurie în case. La fel este și hramul bisericii de la Pârzava, prietenului meu Gabi Faur, multă sănătate, să păstorească la fel de bine ca și până acum destinele comunității în care trăiește. Pentru dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, pentru toți cei care ne urmăriți la această oră, pentru săvârșineni, în primul rând, pentru că Flavia este o săvârșineancă, jet be jet, tot ce e mai bun pe lume și cele două piese interpretate de ea. Una zicea, uitați să spună, una zice băgita cu mustață, dar e vorba de ceva băgiță cu mustață neagră, la mine nu-i bași așa neagră mustață, așa că Flavia, cui vrei tu băgița cu mustață, te rog să-i o dedici. Thank you.
bage dragă, tot să fi dragă viața, bage al meu. Și la anii care ai, măi, bage dragă, pe la mândre tot mai dai, măi, bage al meu. Dai privi un pic înapoi, ar fi vremea să ciogoi, măi, bage al meu. Că tot stau și mă gângesc, de-n iubi să ciobrez, măi, bage al meu. Că tot trecut bage vremea, acu fecii zic nenea, bage al meu. Da, tot nu ce lași deloc, parcă-ți o sta vremea în loc, măi, bage al meu. Bage dragă, la giva să stai cu ele, bage al meu. Chiar de anii ți-or trecut, mai bage dragă, și-nca păruță cărunt, mai bage al meu. Dai privi un pic înapoi, ar fi vremea să ciogoi, mai bage al meu. Că tot stau și mă gângesc, de-n iubi să ciobrez, mai bage al meu. Că tot trecut bage vremea, acu fecii zic nenea, bage al meu. Da, tot nu ce lași deloc, parcă ți-o sta vremea în loc, măi, bage al meu. Bage dragă, dar nu ce lași te-ai iubit, măi, bage al meu. De mic prăpăcit ai fost, măi, bage dragă, ai umblat tot fără rost, măi, bage al meu. Dai privi un pic înapoi, ar fi vremea să ciogoi, măi, bage al meu. Că tot stau și mă gângesc, de-n iubi să ciobrez, măi, bage al meu. Că tot trecut bage vremea, acu fecii zic nenea, bage al meu. Da, tot nu ce lași deloc, parcă ți-o sta vremea în loc, măi, bage al meu. Bage dragă, și codruț a fost ortac, măi, bage al meu. Dai privi un pic înapoi, ar fi vremea să ciogoi, măi, bage al meu. Că tot stau și mă gângesc, de-n iubi să ciobrez, măi, bage al meu. Că tot trecut bage vremea, acu fecii zic nenea, bage al meu. Da, tot nu ce lași deloc, parcă-ți o sta vremea în loc, măi, bage al meu. Să-l cuță cu vârful jos, când să tu
trece, pau în ce băgița-mi trece. Să mai stăm pe iarba verge, unde nimeni nu ne vege. Mi dor de izvorul rășe, pau în ce băgița-mi trece. Să mai stăm pe iarba verge, unde nimeni Flavia, pentru aceste două piese frumoase ale tale. Avem și câteva mesaje de citit. Bună ziua, am dorit o dedicație pentru Victoria Rațiu din Ghiroda, județul Timiș, care pe data de 17 iunie a sărbătorit ziua de naștere. Îi dorim la mulți ani pentru familia Ungur Cornel și Rozalia din Dumbrăvița, județul Timiș, și pentru dumneavoastră vă dorim sărbători fericite din partea lui Gheorghe și Anișoara Năsui din Sighet. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase, pentru dedicație, pentru mesaj. Cred că avem și un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua, de la Sfântana Cosma sunt. Bună ziua, doamna Maria Cosma! Vă doresc multă sănătate, sărbători fericite dumneavoastră și tuturor celor din studio. Ar vrea să fac câteva dedicații. Astăzi, Pașca Rozalia și Pop Rozalia serbează ziua de nume. Le dorim la mult ani și multă sănătate. Pe data de 22, nepotica mea, Lungu Andreea din Ineu, sărbătorește ziua de naștere, părinții și bunicii și mătușa îi spun la mulți ani, îi dorim multă sănătate și să aibă baftă la bac. Să apropie sunt zienele, am două de felicitat, Costea Ana Nușca și Costea Ani, le dorim de ziua lor, la mulți ani, multă sănătate și multă bucurie, iar dumneavoastră, duminică plăcută. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim și noi tare mult, doamna Maria Cosma, la mulți ani tuturor sărbătoriților din familia dumneavoastră și nu numai, tuturor sântânenilor. Înainte de a asculta pe Maria Coman cu următoarele două piese, am înțeles că vrei să-mi faci și tu câteva dedicații celor dragi. Știu că sunt foarte mulți maramureșeni în zona noastră, în pusta Banatului și nu numai, chiar și rudele la care ai venit, în Sân Nicolae Mare. Te rugăm! Da, în primul rând aș vrea să dedic toată emisiunea pentru toată lumea, pentru toți cei care în această duminică ne privesc. Pentru rudele mele, am și o rude aici în zona Radului, am rude în Uivar, în Sân Nicolae Mare. Pentru toți le dedic această frumoasă emisiune și toate gândurile mele bune de acolo, din Maramureș, le-am adus în această zi frumoasă aici la dumneavoastră.
Te rugăm să te, cu tot dragul, să te pregătești pentru următoarele două piese. Le dedicăm din suflet doamnei Rodica Bodran din Maramureș, din Strâmtura Maramureș, mai exact, iată că Maria Coman o cunoaște. Ea este o veche telespectatoare de-a noastră și fidelă, prezentă duminică de duminică. Dacă nu reușește să intre în direct cu noi, cel puțin trimite un mesaj. Așa că din suflet îi dăruim toate piesele din emisiunea de astăzi și în special cele interpretate de Maria Coman. Să ascultăm! Pădeluț, măi dorule, dorule, du-te la meu mândruț, măi dorule, dorule, și dă-i o până la cloc, măi dorule, dorule, să-ți ie în sala joc, măi dorule, dorule. Du-te la fereastra lui, măi dorule, 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 să fie mândrugătat, măi dorule, dorule, că e joc la noi în sat, măi dorule, dorule. Că eu mândru măi găta, măi dorule, dorule, și în sat noi aștepta, măi dorule, dorule, o floare mândrătare, măi dorule, dorule, gătată de sărbătoare, măi dorule, dorule. Pă la noi duminica, măi dorule, dorule, mândru zice ce-ți era, măi dorule, dorule, toată lumea să adună, măi dorule, dorule, și-și petrec cu voie bună, măi dorule, dorule, tătașă cu mândrum eu, măi dorule, dorule, ne-o-mi face voia mereu, măi dorule, dorule. Da, măi dorule, dor, multe griji, supărări, multe, măi dorule, dor, și nozis nu poate duce, măi dorule, dor. Le-ai trecut și le-ai răbdat, măi dorule, dor, năcazuri multe nevoi, măi dorule, dor, până ne-ai crescut pe noi, măi dorule, dor. Și noapte te-ai zbătut, măi dorule, dor, două fete ai crescut, măi dorule, dor, ne-ai crescut cu bucurie, măi dorule, dor, să simt fete de omenie, măi dorule, dor.
ne-ai îngrijit, măi dorule dor. Mi-ai învățat numai bine, măi dorule dor, ca să nu se rușine, măi dorule dor. Și mă rog lui Dumnezeu, măi dorule dor, să te ferească de rău, măi dorule dor, să ai sănătate multă, măi dorule dor, supărarea nu te ajungă, măi dorule dor. Mă rog, mamă, pentru tine, măi dorule dor, bine, măi dorule dor. Următoare alături de invitații de astăzi, o să mai dau citire câtorva mesaje primite de la telespectatorii noștri. Sărbători fericite tuturor din partea mea, Rusu Ana din Cluj. Toată emisiunea mi-o dedic mie și familiei mele. Foarte bine! În zi de mare sărbătoare. Vă mulțumesc și noi vă mulțumim că ne urmăriți și de acolo, de la Cluj. Sunt convins că vă place întreaga emisiune și în special invitata noastră de la Maramureș, doamna Maria Coman. Pentru că i-am prezentat mai târziu, dar își merită pe deplin toate laudele, haideți să-i urmărim, să demonstrăm că și merită laudele noastre cu suita Ceasul, dansatorii de la ansamblu Crăișorii Moților din... Nu-i suita Ceasul? Suită Moțească. Suită Moțească să fie. Dacă nu vorbești mai tare. Suită Moțească cu Crăișorii Moților. Cum altfel, dacă nu așa? De la Tisa Nouă. Să-i urmărim. Mama, unde te fetiță bine? Ce vei
Hai să-i aplaudăm, dragii noștri, că merită. Ori fost mândri cu suita asta moțască de-a Clodii la Iancu, din țara Iancului. Avem plăcerea să-l ascultăm, să-l reascultăm pe prietenul nostru, Nelu Barna. Înainte mi-a spus că mai are de făcut câteva dedicații. Te ascultăm, Nelu. Dar vreau să mai fac o dedicație specială de partea lui Petrus Gabriel Pop din Cluj. America special pentru părinții lui, pentru Maria și Petrică Pop și pentru socrul lui din Cluj, Dumitru Moisi. Și din partea lui Dan Cojocaru, cu care mai zburăm pe la Șiria, pe acolo, pe la Aeroclub. Eu am zis că trebuie să fie o cum se cheamă? O. Da, Moto Delta. Moto Delta, Moto, nu știu cum, trebuie să fie tare mare ca să-l țină pe Nelu în aer. Păi mă ține și pe mine și pe Dan, dar... Feitul, mă, Dumnezeu. Ce vorbești? Da, că vii și tu într-o zi, să vezi cum... Dar bineînțeles, care probleme? Dacă nu merem cu două dată, ne acățăm de ale și se arde. Așa, și din partea lui Dan pentru toți piloții, pentru toți parașutiștii, din partea lui Cornel Tau pentru nașul lui, pentru Dan Cojocaru și pentru toți prietenii lui. Și o să facem mai târziu live special pentru Ghiță Ursuța din Italia și pentru Gabriel Pop din America. O să facem o strofă specială care și-or dori foarte mult. Și pe parcurs emisiunii mai facem niște dedicații. Poate înainte de ultima intervenție. Da, te rugăm să mergi să ne încânți cu cântările tale. Până atunci aș vrea să fac un anunț pentru săvârșinenii mei dragi. Dragii noștri, astăzi de la ora 18 o să fie un mare meci, adică ar trebui să fie, sper să fie, un mare meci de fotbal pe stadionul de la Săvârșin, derbiu campionatului județean Onoare dintre echipa noastră Cetate Săvârșin și echipa de la Bârzava, Olimpia Bârzava. Din ceva informații s-ar putea ca cei de la Bârzava să nu se prezinte, nu că le-ar fi frică că îi bacem, oricum îi băceam, dar au câțiva jucători suspendați. Dacă vor veni, totuși noi îi primim cu brațele deschise, chiar dacă îi batem, asta este, așa e în fotbal, iar în urma unui rezultat de victorie în fața celor de la Bârzava, noi vom promova în divizia D. Îi felicit pe toți fotbaliștii de la Săvârșin pe această cale și cei care vin din alte localități, pentru că ne ajută să menținem ștachet acolo unde ne-am propus, sus. Așa că nu ne va fi ușor să evoluăm în divizia D, dar ne vom strădui și vom face, pentru că băieții merită pe deplin acest lucru. Pentru toți fotbaliștii de la Asociația Sportivă Cetatea Săvârșin, două minunate piese interpretate de Nelu Barna. Să-l ascultăm! Am iubit și odată ochi albaștri la o fată, ca seninul de curat și de lacrimi nesecat. Ca seninul de curat și de lacrimi nesecat. Fetița cu ochii ei albaștri, frumoasă e ca luna între aștri. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Părinții ei acasă am fost socer de nevastă, numai eu am fost sărac și pe fată nu mi-au dat. Numai eu am fost sărac și pe fată nu mi-au dat. Fetița cu ochii ei albaștri, frumoasă e ca luna între aștri. Am iubit-o ca pe o floare rară,
răsărit în primăvară. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Blestemată ne-a fost soarta, tristă ne-a fost despărțirea, pentru că ai ei părinți nu ne-au înțeles iubirea. Pentru că ai ei părinți nu ne-au înțeles iubirea. Fetița cu ochii ei albaștri, frumoasă e ca luna între aștri. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Fetița cu ochii ei albaștri, frumoasă e ca luna între aștri. Am iubit-o ca pe o floare rară. Trec seara la fântână, mă-ntreabă la mea vecină, nu vii pe la noi pe acasă să vezi fata mea frumoasă? Când trec seara la fântână, mă-ntreabă la mea vecină, nu vii pe la noi pe acasă să vezi fata mea frumoasă? Floare albă de surfină, frumoasă-i fata vecină, pentru ochii ei frumoși albaștri. Am lăsat bogata și părtașii. Floare albă de surfină, frumoasă-i fata vecină, pentru ochii ei frumoși albaștri. Am lăsat bogata și părtașii. Dar săracă, mamei mele nu se-i placă, o uitat că o fost săracă, după bogat măritată. E frumoasă, dar săracă, mamei mele nu se-i placă, o uitat că o fost săracă, după bogat măritată. Floare albă de surfină, frumoasă-i fata vecină, pentru ochii ei frumoși albaștri. Am lăsat bogata și părtașii. Floare albă de surfină, frumoasă-i fata vecină, pentru ochii ei frumoși albaștri. Am lăsat bogata și părtașii. Fața mi-i scăldată-n lacrimi, inima-i plină de patim. Nu vreau bani, nu vreau avere, vreau nevastă pe plăcere. Fața mi-i scăldată-n lacrimi, inima-i plină de patim. Nu vreau bani, nu vreau avere,
dau nevastă pe plăcere. Floare albă de surfină, frumoasă-i fata vecină, pentru ochii ei frumoși albaștri. Am lăsat bogata și părtașii. Floare albă de surfină, frumoasă-i fata vecină, pentru ochii ei frumoși albaștri. Am lăsat bogata și părtașii. Floare albă de surfină, frumoasă-i fata vecină, pentru ochii ei frumoși albaștri. Am lăsat bogata și părtașii. Mulțumim tare mult, domnul Nelu, îl invit lângă tine pe prietenul nostru, Nelu Farcașiu. Am înțeles că vrei să faci ceva prăviu împreună cu Nelu, pentru că Nelu urmează. Poți să ne și spui despre ce este? Da, vreau să fac o dedicație specială pentru Ghiță, pentru prietenul meu din Italia și pentru Gabriel Pop din America. O strofă frumoasă, live cu colegul meu, cu Nelu Farcașiu, să trăiască 1000 de ani. Ia să vedem! Ia auzi! Câte gânduri mă îndeamnă să fac ce inima spune, să mă întorc acasă în toamnă, acolo în sat la mine. Câte gânduri mă îndeamnă să fac ce inima spune, să mă întorc acasă în toamnă, acolo în sat la mine. C-am dat anii tinerețe ca să adun bani și avere. Acus la mijlocul vieții și ce-i astăzi n-o fost ieri, și ce-i astăzi n-o fost ieri, măi omule. Ieri eram tânăr și mândru, trudeam la tine străine, anii mi s-or dus ca gândul, și-unde-s nu mai știe nimeni, și-unde-s nu mai știe nimeni, omule. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim, mulțumim tare mult lui Nelu Barna. Sunt convins că și celui căruia ai dedicat această strofă dintr-un cântec minunat o să-l primească cu aceeași dragoste cu care l-am primit și noi. Sigur, condițiile de a transmite sunet din studiou, ne făcând alte probe, să zic așa, înainte, nu au fost dintre cele mai bune, dar tu, calitățile tale vocale, exact, trec peste toate. Exact. Da. Mulțumim tare mult, Nelu. Mulțumim și lui Nelu Farcașiu. Nu l-am prezentat până acum, nu l-ați văzut până acum, dragii noștri, pentru că el a zis că el nu vrea să stea și cu noi, în cuina noastră, că el vrea să se producă numai prin arta pe care o face. Îl știți cu toții, Nelu Farcașiu, cum îi spun prietenii, Păpușa, un talentat instrumentist, acordeonist. Mă bucur tare mult că a venit chiar și numai cu două piese în emisiunea de astăzi. Danelu, ce vrei să spui? Vreau să spun să nu uit. Deci... Mulțumesc tare mult lui Nelu pentru ce a făcut pentru copilul meu. A fost primul instrumentist care a venit acasă și l-a predat ore. Și până urmare știe să cânte foarte bine în ziua de astăzi. Exact. Da, e modest ca și orice artist care știe să facă lucruri frumoase. Da, într-adevăr, mulți îl cunosc și pe fiul tău, pe Claudiu. Este un talentat organist. Este tânăr, dar stăpânește foarte bine orga și... El e așa.
Îl salut și eu pe această cale și pe soția ta, dragă, care sunt convins că ne urmăresc amândoi la această oră. Haideți să îl ascultăm. Dar mai înainte să preluăm un apel telefonic, ne așteaptă o doamnă telespectatoare de-a noastră de multă vreme la telefon. Îi cerem scuze că am ținut așa de mult. Vă ascultăm, doamnă scumpă, sunteți în direct. Hristos a înălțat, domnul Ion. Adevărat s-a înălțat. Toate să vă dea Dumnezeu succes celor care îi aveți acolo în platou, dansatorilor, sănătate, succes, bucurie, fericire, mult respect părinților și coordonatorului care se ocupă de dânsii. Sunt niște copii minunați. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Aș vrea să fac câteva dedicații pentru fiica nepoatei mele, Morgo și Flavia, pe data de 17. Am plinit o frumoasă vârstă din Chișineu, Criș. Vreau pentru de sânziene, pentru Miclea Ana de la blocul 202, pentru Leac Ana de la 578, Mârzan Ana de la 578, pentru Nistor Ana, care în urmă cu 3 zile și-a sărbătorit și ziua de naștere și este și ziua ei, tanti Cati urează la mulți ani multă sănătate, cu bucurie, cu fericire, și nepotul meu Vidican Ioan, pe data de 25, împlinește o frumoasă vârstă. Nu vreau să uit colegii noștri de cânte, pe domnul Imi Gașpar, pe Drăgoi Elena din Chișineu Griș, doamna Stana Dorina, doamna Tudor Elena, doamna Cosma, Angela, domnul Gruia și Maria Popovici. Vă doresc multă sănătate, bucurie și tot ce e mai bun în lume. Doamne ajută, Cathy Herlo sunt. V-am recunoscut, doamna Cathy Herlo, ne bucurăm că sunteți și astăzi alături de noi. Încă o dată ne cerem scuze că v-am ținut atât de mult până ați intrat în direct cu noi. Să-l ascultăm așadar cu o primă intervenție muzicală pe prietenul nostru, Nelu Farcașiu. Următoarele două piese, aș vrea două, trei cuvinte să ne spui despre tine, despre familia ta. Mi-ai spus că ai o familie frumoasă, parte din ea am văzut-o pe tine și pe soțul tău care e prezent ție alături de tine, dar mi-ai spus că ai doi feciori minunați, câteva lucruri despre ei, da, despre toți trei. Am doi băieți care la începutul emisiunii am cântat cântecul dedicat lor. Mulțumesc bun Dumnezeu pentru acest dar frumos, pentru a-i avea pe ei și pentru a-mi da și glasul meu, să mi sli cu harul ăsta de a cânta. Îi mulțumesc frumos bunului Dumnezeu și totodată am și un cânte frumos special pentru bunul Dumnezeu, pot să spun așa, pentru că El mi-a dăruit tot ce am în viața asta.
Și am înțeles că vrei să ne cânți o strofă, da, două, și am să, brăviu, așa. Da, am să cânt ceva pentru toți care sărbătoresc săptămâna care vine vineri, sunt ziarele, și pentru soția ta, să cânt un cântec frumos din zona noastră, un cântec special pentru sărbătorile de sunt ziane. No, hai să auzim. Hai, hai, bine-mi pare că-o plouat, măi, florile s-o căpătat, da, florile s-o căpătat, fetele au alergat, flori cu rouă au adunat, da, cu rouă e dimineață, ca să se spele pe față. Hai, lai, la, 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 la. Hai, hai, să culeagă câte un struț, măi, să le dăie la drăguț, da, să le dăie la drăguț, să le facă coroniță, să vadă care-i drăguță, să le arunce sus pe casă, să vadă de asimnireasă. Hai, lai, la, la, lai, la, 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 la. Hai, hai, să le arunce sus pe casă, da, să vadă de-a simnireasă, să vadă de-a simnireasă, să ie zâna zânilor, să ie zâna zânilor, să puie noroc pe flori, să puie noroc pe flori, măi. Hai, care fată le-a lua, aceea s-a mărita, care fată le-a lua, aceea s-a mărita, măi. Da, să ie zâna zânilor, să puie noroc pe flori, care fată le-a lua, aceea s-a mărita, măi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, mulțumesc! Felicitări, Maria! Felicitări și pentru faptul că ne-ai dezvăluit că anul viitor o să fii soacră? Da, cu ajutorul Dumnezeu, dacă Dumnezeu rândulește cu toate bune... Deci nora ta o să ia cununița, cununa, da, de flori, care... Da, deja a luat-o. Deja a luat-o și mi-a luat și feciorul. Să le dea Dumnezeu înțelegere, să se iubească. Ce să zic, o familie frumoasă, să le dea. O să fie o nuntă mare, așa e? Cum se face în Maramureș. Să sperăm că o să fie, să ne dea Dumnezeu, să fim sănătoși, să putem să strângem bani până anul viitor, să putem să-i facem nuntă frumoasă. Doamne ajută, să le dea Dumnezeu înțelegere, că de restul se ocupă fiecare pe partea lui. Te rugăm să te pregătești pentru intervenția muzicală. Avem și un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua, sunteți în direct! Nu mai avem, din păcate, păstrată legătura, așa că o ascultăm pe Maria Coman cu următoarele două piese. Mi-o dat bunul Dumnezeu, măi, dorule, dor. Glasul este acela-m eu, măi, dorule, dor. Mi-o dat har să pot cânta, măi, dorule, dorule. La cine m-a asculta, măi, dorule, dor. Mi-o dat har să pot cânta, măi, dorule, dorule. La cine m-a asculta, măi, dorule, dor. Să siu păpla comului, măi, dorule, dor. Să întrun inima lui, măi, dorule, dor. La năcaș, la durere, măi, dorule, dorule. Să pot să-i siu mângâiere, măi, dorule, dor. La năcaș, la durere, măi, dorule, dorule.
să pot să-i fiu mângâiere, măi dorule dor. O știut bunul Dumnezeu, măi dorule dor, cât îmi plăce glasul meu, măi dorule dor. Leac părană poți, măi dorule, dorule, alinare inimii, măi dorule, dor. Că leac părană poți, măi dorule, dorule, alinare inimii, măi dorule, dor. Că bine rândul lui e, măi dorule dor, la tăt omul cum gândie, măi dorule dor. Și la mine s-o gândit, măi dorule, dorule, cu glas mândru de horit, măi dorule dor. Lumea cu drag să mă asculte, măi dorule, dorule, și de supărări să uite, măi dorule, dor. Ce te răghe învârtit, măi dorule dor, la joc lumea s-o pornit, măi dorule dor. Zi ce te răghe învârtit, măi dorule dor, la joc lumea s-o pornit, măi dorule dor. Că-li draga să-nvârti, măi dorule dor, sugrumazul ce cheri, măi dorule dor. Păsul mână să-nvârchesc, măi dorule dor, din picioare tropochesc, măi dorule dor. Păsul mână să-nvârchesc, măi dorule dor, din picioare tropochesc, măi dorule dor. Câte-o fată și-un fecior, măi dorule dor, jocul moroșanilor, măi dorule dor. Jopaie stal joc și eu, măi dorule dor, alături e mândru meu, măi dorule dor. Jopaie stal joc și eu, măi dorule dor, alături e mândru meu, măi dorule dor. Păsu mână roată, roată, măi dorule dor, ca să știu că-am fost jucată, măi dorule dor. Joacă-mă mândrule bine, măi dorule dor, să nu mă fac de rușine, măi dorule dor. Joacă-mă mândrule bine, măi dorule dor, să nu mă fac de rușine, măi dorule dor. Să nu mă râdă lumea, măi dorule dor, că nu știu bine a juca, măi dorule dor. Dacă bine noi juca, măi dorule dor, după tine m-oi poda, măi dorule dor. Dacă bine noi juca, măi dorule dor, după tine m-oi poda, măi dorule dor. Că noi știm învăța, măi dorule dor,
și-n brață mi-l lua, măi dorule dor. Și-n brață mi-l lua, măi dorule dor. Și cu foc mi săruta, măi dorule dor. Dedicăm aceste minunate cântece moroșenești și doamnei Maria Popovici, o altă interpretă de cântec frumos moroșenesc, stabilită de mulți ani în Arad, prezentă și ea în multe emisiuni ale noastre, știm că ne urmărește, ne trimite în fiecare emisiune mesaje, ne și sună atunci când poate să intre în direct cu noi. Acum avem un alt telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua, domnul Ion. Imi de la Arad, te ascultăm. Exact. Ce mai faceți? Excepțional. Cu așa oaspeți dragi aici alături de noi, nici nu putem să facem altfel. Păi sunt convins că și vouă vă place în aceeași măsură cum îmi place mie. Aș dori toate melodiile în primul rând, părinților mei, pentru dumneavoastră întreaga echipă și pentru toți invitații cu ocazia Sfintele Sărbători de Rusalii, pentru toată lumea. Și care ascultă această emisiune, să le fie toate mâine uiri din ziua de ani. Mulțumim din suflet pentru telefon, toate cele bune, multă, multă sănătate ție, familiei tale și tuturor celor dragi. Nelu Barna, înainte să ne cânți, sigur mai ai de făcut dedicație, am văzut că ai o listă lungă acolo, nu cred că ai epuizat-o sau... Și din cauza pare că sunt prea multe dedicații. Mai am pentru Gigi Kiper din Udviniș, dedicație specială pentru toți preții mei din trupă, colegii mei de trupă, de fapt. Pe pruncuțul meu, pe Petru Jigalov, pe Ionuț de la Boxâg, pentru Nelu Farcașiu, care e aici cu noi, să fie sănătos, pentru nevasta mea, pentru toată lumea, să nu se supere nimeni. Să trăiască cu toții, te rugăm să te prigăcești să ne interpretezi următoarele două piese. O să mai citesc câteva mesaje. Bună ziua, dedic emisiunea din această zi pentru părinții și frații mei, pentru soțul și fetița mea, Andrada, dar și pentru Ionuț și Andreea din Platou, dansatorii de la Crăișorii Moților. Mulțumesc, vine de la Tina acest mesaj. Da, te rugăm, Nelu Barna, să ne încânți cu următoarele tale două piese. Nelu Barna. Și am depus jurământul iubirii, să fim alături la bine și la rău. E legământul meu, dar și al tău. Astăzi e ziua sfânta fericirii, și am depus jurământul iubirii, să fim alături la bine și la rău. E legământul meu, dar și al tău. Mireasa mea, destinul azi ne leagă, și împreună vom fi viața întreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi, mireasa mea, destinul azi ne leagă, și împreună vom fi viața întreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi.
simțit norocul, liniștea toată și pe lume locul. Mireasa mea, tu ești zâna cea bună și în al meu suflet tu rămâi stăpână. Cu tine simt că mi-am găsit norocul, liniștea toată și pe lume locul. Mireasa mea, tu ești zâna cea bună și în al meu suflet tu rămâi stăpână. Mireasa mea, destinul azi ne leagă și împreună vom fi viața-ntreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi. Mireasa mea, destinul azi ne leagă și împreună vom fi viața-ntreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi. Nu pot să-mi doresc decât cu tine viața să-mi trăiesc. Să fii a mea, iar eu să fiu ală tău. Să fim uniți de dragoste mereu. Nimic mai mult nu pot să-mi doresc decât cu tine viața să-mi trăiesc. Să fii a mea, iar eu să fiu ală tău. Să fim uniți de dragoste mereu. Mireasa mea, destinul azi ne leagă și împreună vom fi viața-ntreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi. Mireasa mea, destinul azi ne leagă și împreună vom fi viața-ntreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi. Mireasa mea, în fiecare zi. Mic, iar cel Dumnezeu să le arăte polilii să le rădic și la muiere și la fete. M-o învăța moșul gemic, iar cel Dumnezeu să le arăte polilii să le rădic și la muiere și la fete. Moșule, de-ai fi în viață, lai, 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 la, ce folos de mine ai fi. Rege păsul mustață, lai, 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 la, cum mă iubesc mândrili. Moșule, de-ai fi în viață, lai, 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 la, ce folos de mine ai fi. Rege păsul mustață, lai, 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 la, cum mă iubesc mândrili. Mare,
acum mă împinge în spate. Nu mai rădic eu popoale, iubesc muier măritate. Acum am crescut mai mare, dracu mă împinge în spate. Nu mai rădic eu popoale, iubesc muier măritate. Moșule, de-ai fi în viață, lai, 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 la, ce folos de mine ai fi? Are de păsul mustață, lai, 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 la, cum mă iubesc mândrili. Moșule, de-ai fi în viață, lai, 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 la, ce folos de mine ai fi? Are de păsul mustață, lai, 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 la, cum mă iubesc mândrili. Și-o-i avea nepotul meu, o să-i dau și lui povață, să facă ce-am făcut eu. Când o-i fi la bătrâneață, și-o-i avea nepotul meu, o să-i dau și lui povață, să facă ce-am făcut eu. Moșule, de-ai fi în viață, lai, 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 la, ce folos de mine ai fi? Are de păsul mustață, lai, 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 la, cum mă iubesc mândrili. Moșule, de-ai fi în viață, lai, 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 la, ce folos de mine ai fi? Are de păsul mustață, lai, 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 la, cum mă iubesc mândrili. Spectatori, pentru ultima parte a emisiunii, ultima jumătate de oră, și pentru că această ultimă parte o începem cu o altă suită de dansuri susținută de ansamblul Crăișorii Moților, o să fie un joc de bihor. Aș vrea să fac și din partea lor câteva urări pentru toți dansatorii din acest frumos ansamblu, pentru că ei sunt mult mai mulți, însă din păcate condițiile de spațiu din platoul nostru nu permite să se desfășoare așa cum ar vrea ei în toată formația lor. Le transmit tuturor salutări de aici, din platoul VSTV Regional, atât lor cât și părinților, tuturor dansatorilor, tuturor celor care susțin această muncă susținută a lor și, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, familiei Budea, cea care se ocupă întru totul de acest minunat ansamblu, și din partea domnului Budea, pentru minunata lui soție, doamna Maria, salutări și multă, multă sănătate. De asemenea, fiicelor dumnealor, celor două fiice, și ginerelor și nepoților, să trăiască cu toții. Să le dea Dumnezeu sănătate și să facă în continuare lucruri la fel de frumoase ca cele pe care le-au făcut și până acum. Să urmărim așadar, dragii noștri, pe dansatorii de la Crăișorii Moților cu un dans de bihor.
Bravo, frumos, frumos, dragilor, felicitări. V-ați ostănit o țară, dar noi vai. Așa ați încheiat în forță evoluția voastră din emisiunea de astăzi și pentru că o să aibă și Maria ultima intervenție din emisiunea de astăzi, îți dau ocazia, Maria, să te adresezi telespectatorilor noștri și să le mai spui câteva cuvinte de final. Da, așa, ca de final, aș vrea să vă mulțumesc vouă tuturor, celor de aici, celor de acasă care în această duminică ne-au ascultat, ne-au urmărit, să le mulțumesc din tot sufletul, să le mulțumesc, să-i mulțumesc în primul rând familiei mele, că mă sprijină, mă ajută, să-i mulțumesc lui Nelu, Nelu, îți mulțumesc frumos și dacă mă mai inviți, mai vin cu mare drag. Și dumneavoastră la fel, dacă mă invitați, vin cu cea mai mare plăcere, chiar dacă e departe, că e drumul ăsta foarte departe. Și am prins niște călduri insuportabile când am venit și furtună, pe lângă călduri. Vă mulțumesc frumos și aș vrea să spun tuturor celor care ne privesc, sărbători frumoase, cu bucurie, cu liniște în suflet, în case și numai bine. Și gândul meu și urările mele de sănătate și de bine de acolo de Maramureș vi le trimit din tot sufletul meu. Doamne ajută! Mulțumim, Maria, pentru aceste minunate cuvinte. Te rugăm să te pregătești și să îți ascultăm, din păcate pentru noi și pentru telespectatorii noștri, ultimele două piese ale tale din emisiunea de astăzi. Maria Comană. Mândruț floare din grădină, cum i-ai intrat la inimă? Mândruț floare din grădină, cum i-ai intrat la inimă? Hai, cum ți-ai făcut loc în ea, stăpân pe inima mea? Cum ți-ai făcut loc în ea, stăpân pe inima mea? Știu că dragă-ți măi și că-n inima ta-s măi. Am știu că dragă-ți măi și că-n inima ta-s măi. Hai că mă porți în chip la tine și că te gândești la mine. Că mă porți în chip la tine și că te gândești la mine. Eu ți-am dus mândruț dorul măi și n-am iubit pe altuma. Eu ți-am dus mândruț dorul măi și n-am iubit pe altuma. Hai, l-am purtat la inimioară și nu l-am lăsat să moară. L-am purtat la inimioară și nu l-am lăsat să moară. Măi, mândrule, dorul meu, măi, nu s-o ținut tare greu, măi. Măi, mândrule, dorul meu, măi, nu s-o ținut tare greu, măi. Hai că i-o plăcut ghezniertat și pe brață legănat. Că i-o plăcut ghezniertat și pe brață legănat. Rău, mândrule, ți-apăre, măi, când pe mine mi-i vie, măi. Rău, mândrule, ți-apăre, măi, când pe mine mi-i vie, măi. Hai după mine, ți uita, că am fost drăguța ta. Ți uita lung după mine, că am trăit odată bine. După mine, ți uita, am fost drăguța ta. Ți uita lung după mine, că am trăit odată bine.
făcut mama, dragă-mi o fost ce era măi. De când m-a făcut mama, dragă-mi o fost ce era măi. Ce te ruga coaie strune, și cu drag să cânt la lume, și cu drag să cânt la lume. Ce te ruga coaie strune, și cu drag să cânt la lume, și cu drag să cânt la lume. M-a făcut mama vara și mi-e dragă ce era măi. M-a făcut mama vara și mi-e dragă ce era măi. Și jocul a juca bine cu cel drag pe lângă mine, cu cel drag pe lângă mine. Și jocul a juca bine cu cel drag pe lângă mine, cu cel drag pe lângă mine. Să știu bine a juca și să îmi horesc horia măi. Să știu bine a juca și să îmi horesc horia măi. Să știu bine am învârti și horile ale hori, și horile ale hori măi. Să știu bine am învârti și horile ale hori, și horile ale horii măi. Omul fain și ce-ți era, mi-a fost draștă de viața măi. Omul fain și ce-ți era, mi-a fost draștă de viața măi. Horile să le horesc și ce-i mândru să iubesc, și ce-i mândru să iubesc măi. Să joc cu cine-mi drag și cu cine-mi pe plac, și cu cine-mi pe plac măi. Mulțumim din suflet, Maria Coman, pentru prestația ta din această emisiune. A fost o adevărată desfătare, să zic așa, sufletească, spirituală, să-ți auzim frumoasele cântece. Mulțumesc, mulțumesc, și prezența ta astăzi în emisiune. Să-ți dea Dumnezeu mulțumesc sănătate frumos. Și ție și soțului tău care te-a însoțit și a făcut posibilă prezența ta aici, mulțumesc, și frumos feciorilor tăi și tuturor celor care îți sunt alături. Vă mulțumesc din tot sufletul. Avem un alt mesaj primit de la telespectatorii noștri. Vest TV, doresc toate melodiile din emisiunea dumneavoastră nepotului rus Ricardo din Siria. Nu din Siria, din Siria. La împlinirea frumoasei vârste de 17 ani. Tușa Felicia din Siria, nu din Siria. Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Din partea noastră, un dar muzical cu Nelu Farcașiu. Thank you.
bravo, Neluțule, să ne trăiești, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Doamne, cum merg geștile la el pe clape, să-i țină Dumnezeu talentul, harul și buna dispoziție, că prin buna lui dispoziție ne creează și nouă bună dispoziție și, bineînțeles, și telespectatorilor noștri. Și, cum vă spun de fiecare dată, dragii noștri telespectatori, tot ce e frumos trece repede, la fel ca tinerețea, la fel ca lucrurile frumoase, la fel ca emisiunile frumoase. O emisiune frumoasă a fost și cea de astăzi, în mod cu totul deosebit, având în oferta noastră posibilitatea să satisfacem gusturile unui număr mai mare de telespectatori, o paletă mai largă de oferte a fost în emisiunea noastră de astăzi. Am ajuns la sufletele telespectatorilor noștri din mai multe zone ale țării și în special moroșenilor, pentru că moroșeni avem foarte mulți și aici în vestul țării, în pusta Banatului, Aradului și nu numai. Și pentru că noi ne recepționăm în 35 de județe în țară, sunt convins că din toate colțurile țării a fost o mare bucurie să te vadă astăzi pe tine, Maria Coman. Îți mulțumim foarte mult că ai venit astăzi să fii alături de noi și de telespectatorii noștri. Dacă mai vrei un cuvânt de final. Mulțumesc! Mulțumesc! Este ultimul cuvânt care l-aș mai putea spune, pentru că tu ai spus toate. Și încheiem astăzi împreună cu prietenul nostru Nelu Barna. Te rugăm, Nelu, să adresezi și tu telespectatorilor noștri câteva cuvinte de încheierea emisiunii de astăzi. Dumnezeu să le dea sănătate și le mulțumim pentru că ne-a vizionat așa într-un număr foarte mare. Îți mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Mariei pentru că ne-a onorat cu prezența, soțului ei care a venit cu dânsa, colegului meu Nelu Farcașiu, Flaviei, dansatorilor și șeful șefilor, domnul Dan Budea, să trăiască. Mulțumim tare mult că ne-a onorat cu această grafică aici. Te rugăm să ne interpretez cele două piese de care spuneam. Le mulțumesc și eu pe final de emisiune și celorlalți prezenți astăzi în emisiune. În primul rând, dansatorilor de la Crăișorii Moților, de la Tisa Nouă, familiei Budea, nu în ultimul rând lui Nelu Farcașiu și Flavie Grozav. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că a stat și astăzi două ceasuri și jumătate alături de noi, ați primit cu drag cântecele noastre și urările noastre, o urare de bine și multă, multă sănătate din partea noastră, să rămâneți cu pace și cu bucurie în suflet până duminica viitoare. Sănătate bună! Pretine, drag la mulți ani, măi, pretine, sănătate și mulți bani, măi, omule. Ești un bun cu suflet mare, pretine, și ajuți pe fiecare, omule. Pretine, drag la mulți ani, măi, pretine, sănătate și mulți bani, măi, omule. Ești un bun cu suflet mare, pretine, și ajuți pe fiecare, omule. La mulți ani cu sănătate și dă bine să ai parte, și dă bine să ai parte. La mulți ani zile senine, s-ai parte numai de bine, s-ai parte numai de bine. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, s-ai parte numai de bine, s-ai parte numai de bine. Dumnezeu fie cu tine, pretine, unde merg până astă lume, omule. Ierele să te ferească, pretine, necazul să te ocolească, omule. Dumnezeu fie cu tine, pretine, unde merg până astă lume, omule. Ierele să te ferească, pretine,
necazul să ciocolească, omule. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, să ai parte numai de bine, să ai parte numai de bine. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, să ai parte numai de bine, să ai parte numai de bine. Toți ne-am adunat, ne-am adunat, ca să petrecem cu drag, cu mare drag. Cu toți prietinii tăi buni, da prietini buni, om petrece până luni, da până luni. Azi cu toți ne-am adunat, ne-am adunat, ca să petrecem cu drag, cu mare drag. Cu toți prietinii tăi buni, da prietini buni, om petrece până luni, da până luni. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, să ai parte numai de bine, să ai parte numai de bine. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, să ai parte numai de bine, să ai parte numai de bine. Stele, mi-aș dori să fii și tu steaua vieții mele. Stau singur în noapte și privesc la stele. Mi-aș dori să fii și tu steaua vieții mele. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Mele, să-mi dăruiești dragostea. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea,
fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Stele, te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Din milioanele de stele, te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea.